Cu mânuși de MMA, ce să-i fac? Acceptă cu mânuși de box. O să-i dau eu box. Eu am făcut box când eram mic, ca idee. Eu sunt bun tare rău de tot pe brațe. Când de meci, în 2 luni, în februarie, la sfârșit. Ai înțeles? Am 6 ani de box și 5 de campo. Să mă apreciez toți. Da. Și-a făcut manevră singur, frate. Să mor eu dacă nu și-a făcut singur. Și-a mai cerut 2 luni pregătire, adică eu să mă pregătesc când că 2 luni după ce sunt așa de pregătit acum, nu știu, e strigător la cer, în fine. Băi, nene, hai trebuie să ajungi la 1 milion de aprecieri, mă, frate. Băi, da, au fost pe acolo, pe la voi, pe la București, te-au sunat și te-au alea. Da, frate, da, domnul Stănică s-a ocupat de tot. Încă dar când au fost asta, te-au sunat pe tine? În urmă cu cât timp? Ce? În urmă cu cât timp a fost el la București? Nu, frate, nu știu dacă a fost la București el. Habar n-am, nu știu. Dar și că l-a sunat pe Buc și a arătat, uite, domnul, la București. Nu i-am zis. Dar mai bine că nu mi-a dat locație. Știi că dădeam de alte belele. Dă-l, Doamne, iartă-mă, mai bine. Ai înțeles? I-am zis, dă-mi bă locație, că vine, ai înțeles? Dar mi-a zis, uite, domnule, te sunt pe live. Te sunt pe video. Și mai bine că nu mi-a dat locație, că, Doamne ferește, poate mă găseam, mă certam cu nevastă mea și mă duceam acolo și te zic că... Am înțeles, tu-ți dorești, Casian, te pup, tu-ți dorești neapărat ca să intri cu scutarul în ring. Romi, e chitit acolo pe chat-ul tău, mâncați și gura ta. Mai e nebunit. Da, e chitit cu chat-ul tău acolo. Nu știu ce să zic, bă, Bebino, dacă... Câte meciul? Daniele, te pup, bă, vă pup pe toți, hai să vedem, hai să-l batem noi pe Bebino aici pe TikTok. Să fie în februarie. Vedem. Oricum, la meci o să vin și eu. După ăsta... Deci, ca să știi, voi dacă faceți meci, da, frate, vreau 30, eu vreau 30 de bilete să-mi pregătești, Bebino, că vin și eu la meci. Frate, nu e cu... Eu știu că vrei 30 de bilete, dar tocmai de asta nu vrea să, vrea să facă decât cu circuit închis. Că vrei tu 30 de bilete, mai vrea la 300 de bilete, la 400. Păi vreau să facă cu circuit închis, frate, nu ai înțeles? Eu știu că... Cred că și mai multe bilete duci. Hai să vă spun în legătură cu Moșai Love. Moșai Love nu ar trebui să-și permită să se bage și nimeni nu ar trebui să își permită să se bage între Bebino și Scutaru, că până la urmă noi am fost prieteni toți. Și noi ne-am susținut unul pe celălalt și în momentul de față, dacă ar fi oricând, nu s-ar pune în discuție asta. Și asta poate că ei se ceartă azi și poate mâine se împacă și atunci Moșai Love pică la mijloc sau altul sau altul. Nu te... așa au zis mulți, așa au zis mulți. Nu trebuie să te bage nimeni. Clar, dacă dai un sfat, pretenește, frățește, Leo, te pup, bă, poate o fi așa, poate o fi. Că nu o fi, că nu, dar tu ai încercat. Acum, e normal ca lumea să fie obișnuită ca certurile astea, adică să se certe să împace. Dar la mine niciodată cu cine m-a certat, nu m-am împăcat. Nu m-am împăcat cu nimeni pentru că nu știi când îl găsești pe un beat la un șpriț și aduce aminte și îți dă cu ceva în cap. Corect, și mai bine cu cine vă certați, nu vă mai împăcați sau cel puțin evitați-vă pe stradă, evitați petrecerile cu cine v-ați înjurat de mame, de astea, că cine știe, poate bești ceva și vă luați aiurea. Mai bine invitați în ring, votați-vă calculat, uite cum fac eu cu băiatul ăsta Scutaru, cu contracte, cu astea. Daniel, Andrei. Nu face nimeni nimic, ăla n-are cum să o dea în gardă, poate să și închidă și limba în ringul acolo, că n-ai treabă, adică e totul semnat, contract, clauze. Dacă dai ochii pe bulgar, n-ai treabă, ce să zic. Așa pe stradă te înțeapă unul, te taie, te bate, intră mai mulți peste tine în mașină, sparge mașina, țealea, țiganul, te pup, frate. Da, mă, așa e, cum zic. Bine, frate, vine, care susținere și el. O să vină la bătaie. Cine o să vină la bătaie? Nu, zic și tatăl că nu o să vină ăla. Vine, frate, care și el susținere, are 4-5 județe după el și el nu e fraier. Ai înțeles? Dacă el vine, câștig eu toate județele astea, știe toată lumea foarte clar. Și în jură lumea îl scuie pe stradă. N-are frate, frate. Mai că vine și-a bătaia și pe urmă zice lumea, domnule, ești de apreciat încă 2 săptămâni și pe urmă îl aruncă. Voi nu știți cum e? Sincer,
Vă spun sincer, indiferent de rezultat sau indiferent de, cum îi zice, oricum ar fi de apreciat. Nu oricine ar intra în ring cu tine, Bebino. Despre ce vorbim? Da, da. Oricum ar fi de apreciat, ascultat. De apreciat, dar mai ține lumea o săptămână, două pe lângă el și poate o să te șută în față ce-i dă și rămâne singur în casa acolo unde stă el cu... cu familia lui și cu asta voastră. Nu o să mai bage nimeni în seama. Ascultarul? De ce, mă? Dacă se bate cu tine și pierde la mea? N-ai cum să te dai la urs fără pușcă, ca idee. Niciodată, ai înțeles? Mai bine, uite, și eu am câțiva prin țară care nu m-aș bate cu ei. Spun, frate, ești mai bun? Nu mă bat, ai înțeles? Bine, nu prea, cam am, dar în fine. Adică n-aș refuza pe nimeni. Dar aș spune, dacă aș găsi unul mai bun, aș spune, frate, ești mai bun? Nu mă bat. Și cu asta basta, ai înțeles? Nu poți să înjur pe omul ăla, bă, că ești așa, după ce l-ai legat și astea. Felician, te bucă sufletul tău. Da, bă, frate, scutarul te-a legat pe tine? Că atât am văzut acolo de declarat. Tu nu știi când m-a arestat că l-au făcut pentru mine? Ce da, mă, știu toată faza și știu concert. Dar până la urmă, ce s-a întâmplat acolo, mă, în cața? Nu știu, frate, că am fost pentru el acolo. Ce mai zic chiar ce da, am fost pentru el și când... Până la urmă, scutarul a declarat împotriva ta. A dat toate conversațiile cu mine și cu toți care am fost acolo, le-a dat direct la acolo. Și zic... Ăla a fost, vezi că e alea, ai înțeles? Of, mă, frate! Preteniile astea, vezi, mă, asta mă deranjează pe mine. Bă, nu mă vreau ești nebună, că consider că și culoarea asta înseamnă mult. Și din pretenii, uite unde să ajungem. Bă, tu mi-ai zis, fratele, tu mi-ai zis, bă, de ce stă ăsta la altă masă? Și am zis, bă, nene, cred că e nebun omul. Știi că pe cameră, pe astea, noi vorbeam frățește, știi? Și când ai venit la mine, și eu zic, bă, dar de ce nu vine ăsta să stea cu romii, știi? Și ăsta te el așa la masă, îmi gânfa, cum ar veni, bă, iurea, știi că și tu mi-ai spus, nu? Da. Zic, bă, de ce are ăsta? Zic, bă, nene, e omul țăran, e de la țară, nu vine să-i să salute, zice că să venim noi să le... E nebun la cap. Îngânfa pe stomacul gol așa. Băi, nene, vreau un chat curat, să nu mai înjurați nici de ăla, nici de ăla. Vă rog din suflet, nu mai înjurați pe nimeni, că nu și are rostul. Să vedem la momentul... S-a simțit bine și că a fost pilit scutarul, dar așa nici... Băi, iată rău. Tot bine ar fi să fie pace, eu tot pe asta aș... Daniel, te pup sas! Eu tot pe asta aș miza... O să fie pace. O să fie pace. Laur, fără unul. O să fie pace, dar după ce o să ne batem, o să fie pace, îți dai seama ce se mai fac. Mi-am făcut datoria, mi-e mare, l-am bătut, asta zic și eu. Dar le TikTok-ului, te pup, frate, ce-ai făcut? Leven, te pup, vă pup, băi, pe tot, să vă dea Dumnezeu sănătate. Nu am pierdut meciul, că nici n-am fost antre. Bă, dar ce-i cu problema asta cu care ai tu acum? Din câte am înțeles că ți-or dat 10 ani. A intră și n-am mănânt ăla, mai scot altul la interval. Nu. Așa, da, am primit 10 ani în prima instanță. O să se rezolve, o să rămân la o pedapsă mai mică. Bă, bine, bă. Da, am deja mult executat. Din câte am fost, cât prieteni am fost și știi tu cât am vorbit noi doi și pe cât am băgat la telefon, nu vreau să le pronunț numele și cum ce... Mi se face rău când aud de București. Deci dacă la București așa sunt, uite, deci fii atent așa. Ce fel de oameni, degeaba am fost frat sau am fost ani de zile pe stradă. Armando, te pui. Îți dau 10 ani, mă, frate. Frate, deci fii atent aici. Pentru mine e mare lucru ce se întâmplă și între tine și scutarul. Da, să 10 ani. Să discuta la Calul TV, să discuta meciul meu, el cu încă unul de la București, nu vreau să-i dau numele, cu încă unul de la București, că uite, îi fac reclamă, sunt 3700 de oameni, cu unul de la București. Și ăla îi spunea, domnule, nu mă bag, eu sunt imparțial, eu nu țin cu niciunul, care câștigă e mai bun. Păi bă, tu ești de la București, ai luat o raznă, tu nu ții cu omul tău de la București, ții cu altul de prin țară. Văzător, trădător, ai înțeles? Eu și dacă nu cunosc, să bate unul de la București cu unul din altă țară, ai înțeles? Normal că ții cu omul tău. Adică nu-i cunoști pe niciunul, ții cu omul tău care e de la tine din oraș, normal, Armando, te pup. Ionuț, te pup, frate.
Tomi, dacă donează Bebino banii după ce se bate la gală, fraier să fie să-i doneze, dar lui cine i-a dat odată ceva în viață? Tot timpul a riscat și-a făcut, dacă vă înțeleg. Nu, ce... nu, că îi donezi lui Scutarul, a înțeles să-i donezi să-și defacă toată fața. Ești un milionar. Îți pare rău că nu sunt mânușile alea. Sau eu sunt un milionar, sau ce? Ianis, Andrei, ce? Dacă se bate ce se antrenează, el îl bagă niște bani în el. Ce credeți? Că da. Și astea cu bătăile și cu antrenamentele astea? Da, de luni, frate, de luni îmi las toate treburile, înțelegi? Uite-te și noi și acum lucrăm la sală. Adică fratele meu, Manu, cu încă doi băieți, încă mai face pe aici, pe la ring, pe la astea. Antoan, uite, bă. Bă, frate, că e cât așa, bă. Da. Hai. Păi, Scutarul a semnat contractul sau nu s-a antrenat să dea? Nu știu. Nu, a început antrenamentele. Am vorbit cu el, cu domnul Stănică, pe cameră. Era la farmacie și lua de-alea. De-a îngrășat. Da, dar el este stresat. Gelea, te pup. Antonio, te pup. Își lua de-alea, frate, dar el este stresat săracul. El mă visează și seara și noaptea. Felician, te pup. Ajunge, Feli, te pup, frate, să-ți trăiască familia. Finul meu unicat. Ajunge, frate, te pup. Că stau așa să povestesc el. Dar ce, el vrea să pună pe el? Păi dacă pui pe tine, nu faci condiție, mă. Trebuie să slăbești. Asta e, vreau să-l spun și eu ce să facă. Să pună, că vine avalanșa asta. Ai înțeles? Când o veni ploaia asta pe el, când te îngrași. Când o să dea tunetele astea peste el, o să vadă el cum îi se dă ochii pe bulgari. Nu, mă, n-am avut probleme, mă, frate. El e nebun. De frică a cântat cu mânuși de alea, a zis cu mânuși de box. Bă, acum și cu mânuși de box. Dar ce, tu vrei să te bat pe mânuși de MMA? Da, frate, ca pe stradă, dacă noi mutăm meciul din stradă, îl mutăm în ring, nu trebuie ca pe stradă, full contact, despre ce vorbim? Am văzut pe stradă. E vorba... Să-ți dau și urmărire ție. Uite-mă cu Robert, eu ca tău vreau să treacă dracului cu prostire tale. Robert al lui Ioc, lui prietenul nostru. Antonio, îți dau și ție urmărire, frate, că văd că ia mai din unde la așa. Gata, apreciez. Urmărire care, astea vă dau la toți, frate. Tu și Ganu, dau și ție. Vorba de scutare aici și de bebin. Așezule, îți dau și ție, care donează acum, dau urmărire la toți. Ștefi, bam, bam. Mă... Tot ziceți aici, să vă citesc ce mesajele. Să știe urmăriți cine care mă urmărește. Într-un meci se poate întâmpla orice. Și Scutarul a făcut sport, Bebino la fel. Se poate întâmpla foarte multe lucruri. Dar mai mult avantaj. Părerea mea, ei, cum îl cunosc eu, Iopo Bebino, care vrea să fim astea, Iopo Bebino, nu mă urmărești. Milion. Așa, nu știu. Deci trebuie să mă urmăriți, care astea eu vă dau o cerere înapoi. Nu știu ce să zic. E greu, că ai animal. Animal dezlănțuit. Fabian, dă-i-te, dau Darius. Dar și Scutarul e un sportiv foarte bun. S-a avut și la Deva meci. Bă, iar îl scrieți pe Bejan, bată-var Dumnezeu Bani, să vă bată. Și ție, fratele, Bejan e bătăuș, a luat-o razna cu curul, cu cei Miguel, cu voi. Miguel, mai dă o dată, că nu te-am văzut. Bunilor, de ăștia de care scrieți frate, voi, trebuie să se bată 2-3. Da, voi, cei cu voi, bă, a luat-o razna. N-auzi, mă, ce prăjit. Îți dau și ție, frate, uite. Cine sunt eu? Ce cauți tu la mine pe live? E întrebarea. Dori. Dacă tu mă întrebi pe mine. Băi, înseamnă că nu intrăm toți așa să ne vedem și mă susțin. Bă, dar ce ai făcut, bă, la toți sufletul? În parte, să mă uit la toți, în parte să vă cunosc mai bine, dar poate o să... Băi, dar ce ai făcut, bă, Bebino, acum văd? Ce am făcut? Dau și eu, frate, la lume. Dau la fanii mei, urmăresc și eu, ca și e normal. Nu, dar zic la punctele alea acolo, ce se întâmplă? Păi dau cerere la băieți, e normal, urmăresc și eu, frate, nu e normal. Cu chat-ul meu, păi da, ăsta-i ăștia susținerea mea aici, nu sunt fanii mei, care mă iubesc, ăștia mă iubesc fără niciun interes, ca să știți, doar că mă văd așa. La sper să ia de la mine
Antonio, Antonio, ce părere am despre Roger Bogdan, nici nu-l cunosc, mâncava sufletul. De pro Budu, Rusu, Bodi. Nu te trec cu nebunul de bun. Să mă urmărești, frate, să dau cerere. Ai luat o razna cu Mexico. Te pun, frate. Are Mexico în lumea noastră. Ai luat o razna. Te pun, frate. George. Ai luat o razna cu Curu. Ce-i cu tine, bă? Îl băgați pe Mexico cu cine? Păi da, donați-mi, frate, și vă dau aici direct după care. Băi, Ingrid, dacă ești aici, bloc toată lumea care scrie de Mexico și de alți oameni care n-au nicio legătură. La mulți care, la mulți v-am dat, frate, v-am dat cerere. Ăștia dăm donați, mai lăsați și pe alții. Să dau și la alții. Mamă, ce bătaie mi-ai dat. Vrei și tu bloc de aia? Alții, frate, care să vă dau urmărire și la alții. Mai lăsați și pe alții să doneze, ca să pot să dau urmărire la toată lumea. Dar vreau să, vreau care îmi dă astea să avem ce vorbi, adică sportivi. Nu interloc, nu astea. Felician milionarul, bă! Urmărește-o. Da. 19.000. Băi, Bebino, băi, la... Băi, ți-am dat, trebuie să mă urmărești, bă, frate. Frumos, pătic. Băi, Bebino, mai vorbește și cu mine, să trăiască familia, că nu te-am auzit atâta timp. Tu numai paletale ești. Ești fiind. Dar și tu nu erai cu cea tu, am să... Da, să-l să câștige. Frate, ascultă-mă, nu-ți pierzi frumos timpul pe TikTok? Bă, frate, eu nu vreau să-mi pierd timpul, eu vreau să țin lumea la curent cu meciul meu, să-i învăț antrenamente, să le arăt exact ce fac eu în viața cu zi cu zi. Ai și mă pare rău că nu m-am ținut de sport, vreau să îndemn pe toți să nu facă prostii pe stradă, să se țină de sport. Ai înțeles că noi când eram mici, era, bagabonțeala era văzută mai bine ca sportul, știi? Da, Felician, am o rugăminte la tine să activezi mănușa. Cum începe meciul, activează mănușa. Ia ne-a bătut, mă, Mâncațiși. Cum ne bate romii, nu știu. Face așa, nu știu cum face, Mâncațiși, gura ta. Cum faci? Cum adică, bă, Bebino, mă? Păi n-ai văzut, a intrat și Adrian Cordoneanu toți și te-am scos învingător. Da, i-am spart da, și pe el și pe Sandu și pe toți. Băi, fără trandafir pe mănușe. Toți, fără trandafir. Cadouri mici, parfumuri, multe parfumuri. Să ne îndepărtăm de el. Parfumuri, toată lumea parfumuri. Felician, parfumuri, cadouri mici. Bebiță. Te pup, Bebiță. Ascultă, Felician. Te pup, Bebiță. Ca să dea cadouri mici, o să pună la oricinci. Fără și pe tine. Cadouri mici, nu cadouri mari, Felician, multe cadouri mici, parfumuri din alea. Dă-i ca parfumuri din alea să ne îndepărtăm de el. N-ascultă-mă. Nu prea sunt eu așa drăguță. Iar numai cadouri mari, n-ascultă-mă. Antonio. Parfumuri, Felician, parfumuri, multe parfumuri. Ai dat, frate, eu nu știu. Antonio, uite și ție. Levanta, te pup! Bă, frate, nu mă urmărești, îmi donești și nu mă urmărești, cum vine asta? Andrei, tu uite, frate, Doli, și... Adriana, respect! Manule, I love you, Cristina, toată lumea! Te pup!